Tudor Chirilă, care ne pregătește o mare surpriză. Salut, Tudor! Salutare, salutare! Bine v-am găsit! Am înțeles că te pregătești să trăiești visul american. Despre ce este vorba mai precis? Visul american este ultima premieră a teatrului de comedie pe care am lansat-o în decembrie cu 9 spectacole sold out. Bine, acum mă dau mare sold out, dar sala era la capacitate 30%. E adevărat că am făcut sold out și ulterior și acum și spectacolele din 30 și 31, ultimele de la Sebius, sunt sold out. Plecăm pe 2 aprilie la Caracal și pe 3 aprilie la Craiova. Debutăm în Oltenia cu Visul American și e un one-man show în care fac 9 personaje, gen Pisica cu 9 vieți, dacă veniți să vedeți. Și durează o oră și 35 de minute și e un spectacol care nu e neapărat în sensul titlului așa cum te-ai aștepta. Când spui Visul American, spui un anumit tip de proiecție, un anumit tip de imagine, un anumit tip de așteptări, dar de fapt este un one-man show care vorbește într-un fel critic despre această iluzie a visului american prin perspectiva a nouă destine, a nouă personaje care sunt la marginea societății. Joc un homeless, joc un dependent de droguri, joc un agent de vânzări de țiglă ceramică, dacă poate exista așa ceva, joc un pastor, joc un patron de fast food și tot așa. Și e un text care cumva mă oferă posibilitatea de a pune în valoare mai multe fețe actoricești. E un spectacol regizat de Iarina Demian și cu scenografie Irina Moscu și light design Daniel Klinger și Dilmana Iordanova ca graphic designer, o echipă foarte tare care a făcut un spectacol multimedia, eu zic, foarte fresh și modern. Și am terminat tirada mea promoțională. Tudor, e primul turneu post-pandemie. Cum ești? Cum te simți? Ce sentimente ai? Băi, a fost foarte greu, pentru că, în primul rând, mă bucur foarte tare că după 2 ani, eu n-am făcut nimic 2 ani în teatru, pentru că zona asta a spectacolelor online știu că a însemnat un debușeu și o gură de aer pentru foarte mulți actori, dar eu m-am axat mai degrabă pe muzică în zona online. Acum să jucăm din nou la săli pline, eu ce am constatat la comedie e că oamenii și-au pierdut un pic și din această obișnuință de a fi împreună. Cred că trebuie să recâștigăm chestia asta, să fim împreună într-un loc și să ne manifestăm cum se întâmpla în 2019. A fost foarte puțin timp să promovăm, pentru că restricțiile s-au ridicat pe 8 martie și atunci am decis să riscăm și să mergem înainte și să facem turneul ăsta, chiar dacă pentru primele 2 spectacole n-am avut nici măcar 2 săptămâni de promovare, ci doar 13 zile. Va fi interesant de văzut. Eu am așteptări foarte mari, pentru că după 2 ani în care noi am fost cea mai... Pot să spun cu tărie că artiștii, sectorul independent, lucrătorii culturali au fost cea mai... defavorizat categorie în pandemie, reușim odată să ne facem meseria și nu e vorba de bani, e vorba de demnitatea noastră profesională, de a putea fi în fața oamenilor ca actori într-o sală plină. Tudor, baftă multă! Să rămână și vouă! Să fie cu săli pline să fie, și cu orașe cât mai multe! Hai să vezi, dar chiar așa am și făcut și calculele cumva ale acestui turneu, e o formă de antreprenoriat și sălile pline ne aduc aproape de break-even, ca să înțelegi. Wow, bravo, bravo! Te pupăm, Tudor, baftă în continuare! Mersi să ne vedem mult și pe platou! Avem și noi! Da! Nu, vreau doar să amintesc Craiova și Caracal, primele 2 orașe din turneu, după care încă 18 până toată țara. 18! Mulțumesc. Vă leleu! Da. Îți trebuie putere multă. Te pupăm! Ceau, ceau și eu, la revedere! Da.